Studenți și pasionați de limba și cultura poloneză, alături de lectorul Centrului Cultural Polonez și militari polonezi aflați în misiune la Craiova, s-au bucurat de un Crăciun specific polonez. În această seară organizăm Crăciun tradițional polonez. Vom avea și un spectacol pregătit de copiii de la clasa 1B, de la Colegiul Național Frații Cuzești, care pentru a doua oară vor cânta pentru noi colinde și vor avea un mic spectacol. Anul acesta, ca și anul trecut, sunt alături de noi reprezentanții contingentului militar polonez. Împreună am pregătit mâncărurile specifice poloneze de Crăciun. Vom vorbi și despre obiceiuri, tradiții și vom cânta împreună colinde, iar cei mici vor avea la final o mică surpriză. Atmosfera a fost una plină de emoție pentru militarii polonezi care și-au adus aminte de sărbătorile petrecute în sânul familiei. Suntem deja de 5 luni în România, suntem departe de casă și anul acesta vom petrece Crăciunul aici, la Craiova. Ne este dor de familia noastră, așa că am venit aici să petrecem o seară de Crăciun în mod tradițional. Am pregătit mâncare specifică acestei sărbători și îmi doresc să colindăm, să povestim și să stăm cu toții la masă. Este o mare plăcere pentru noi să ne întâlnim astăzi la Centrul Polonez. Dorim să arătăm celor interesați o parte din tradițiile noastre de Crăciun și, în același timp, ne bucurăm să fim împreună pentru că toți suntem departe de casă. Tabloul de sărbătoare a fost întregit de elevii ai Colegiului Național Frații Buzești care au cântat colinde. În această seară am venit să îi colindăm pe militarii de la Centrul Cultural Polonez și pe prietena mea cu care colaborez de câțiva ani și îmi face o deosebită plăcere. Și avem un repertoriu încărcat de colinde atât în limba română cât și în alte limbi, cum ar fi engleză, franceză și spaniolă. Moș Crăciun nu a întârziat să apară, răsplătind astfel talentul prichindeilor buzeșteni. Ia să vedem dacă moșul are ceva surprize pentru noi. Da, să vedem. Haideți să-i aducem să caut că e bătrân. Pentru al doilea an, când Centrul Cultural Polonez organizează la Universitatea din Craiova o împletire a specificului tradițional polonez cu obiceiurile sărbătorilor de iarnă românești.